parte întreagă de copilărie la numeroase manifestări culturale și festivaluri în țară și străinătate. De această dată, Teodorului ne va interpreta romanța Ciocanac, Ciocanac, Ciocanac. Acompaniatul sunt este susținut de tatăl Teodorului, domnul Doreen. Dobre antologije, pune boje i ljubine.
această antologie plină de culoare și profunzime, Mariana Strapulat ne invită într-o călătorie poetică fermecătoare prin universurile interioare al 8 femei remarcabile, inclusiv ale Austarei. Această compoziție poetică devine oglinda feminității contemporane, reflectând nu doar talentul și creativitatea fiecărei autoare, ci și diversitatea și complexitatea experiențelor umane. Culoarea și profunzimea acestei antologii reflectă nu doar talentul artistic al autoarelor, ci și abilitatea scriitoare și jurnalistei Mariana Strapulat de a duce la oaltă voci distincte într-o armonie poetică impresionantă. Este un tribut adus nu doar feminității contemporane, ci și creativității și abilității de a conecta culturi și experiențe prin intermediul artei cuvântului. În antologia de față, Mariana Strapulat are un rol dublu, cel de promotor al poeziei și totodată și deloc mai neimportant rolul de creator al frumosului și efemerului vers. Revenind la cele nouă autoare, în prefața acestei cărți am descoperit că prin poezie ele explorează teme precum iubirea maternă, căutarea sensului, trăirile intime și identitatea, alocând astfel un mozaic misterios al feminității. Femeia în această antologie este prezentată în toată complexitatea sa, de la dragostea adâncă și trăirile intime până la explorarea identității și căutarea de sens în universul cotidian. Cu imaginație bogată și sensibilitatea artistică, autoarele își dezvăluie gândurile, emoțiile și visele contribuind la construirea unui portret colectiv al feminității. Restul citiți în carte căsătoria ta. Ovoj antologiji prepunoj boja i dubokoumnosti Mariana Strapulat nas poziva na šarmantno poetsko putovanje kroz unutrašnje svetove osam izuzetnih žena, uključujući i autora. Ova poetska kompozicija postaje ogledalo savremene percepcije ženstvenosti, odražavajući ne samo talenat i kreativnost svake autorke zasebno, već i raznovrsnost i kompleksnost ljudskih iskustava. Velikom pažnjom, naporom i posvećenošću u koordinaciji ove antologije, Mariana Strapulat je uspjela da stvori izuzetno djelo puno boja iz paralačke dubine. Boj i dubina ove antologije odražavaju ne samo umetnički talent autorki, već i sposobnost pisateljice i novinarke Mariane Strapulat da spoji različite glasove u impresivnu poetsku harmoniju. To je omaž ne samo savremenoj ženi, već i kreativnosti i sposobnosti da se povežu kulture i iskustva putem umjetnosti i reči. Ostatak pročitajte. Membră a Asociației Scriitorilor din România, Asociației Scriitorilor Români din Canada, Asociației Internaționale Artnop din Roma și Academiei Română-Americane, Sita Tirol. A obținut premiul Pro Cultura, acordat de la România, premiul pentru realizări remarcabile, decernat de Asociația Scriitorilor din România, premiul Festivalului Internațional de Poezie și diploma de onoare pentru merite speciale acordată de Academia Milo. A obținut recunoștințe speciale pentru creativitatea sa în mai multe țări, precum Spania, Viena, Tel Aviv, Canada. Poveștile, romanele și versurile semnate de Veronica Balas au fost traduse în mai multe limbi și promovate în întreaga lume. Veronica este convinsă că, probabil, Dumnezeu a ales femeia drept o garanție pentru propria sa creație globală. Acesta nu va putea să dispară, iar această constatare nu este o invenție a imaginației femeii. Din motivul, este realitatea însăși în esență ei, viața însăși. Viața fără de femeie ar fi neagră, plictisitoare și rigidă ca o piatră. O lume uniformă. Thank you.
Наша свестрена Вера Попалаш објавила је предвидни книга. Истовремено је и авторка радио и телевизија, чланица Удруженја книжевника Румуније, Удруженја румунских писаца из Канаде, Международного удруженја Атанović Лима, Русофобичке академије Сипен и Рома, освојила награду Култура које доделује Радио Румунија, награду за изузетно достигнуће Удруженја книжевника Румуније, награду Международног фестивала поезије и Бошковску диплому за посебне заслуге dodeljeno od strane Federica Rimini. Posebno priznanje za svoje stvaralaštvo u Španiji, Beču, Tel Avivu, Kanadi i drugim zemljama. Priče, romani i stihovi prevedeni su na mnoge svjetske jezike, a promovisani su širom sveta. Veronika smatra da je možda ženu izabrao Bog, da je pomoć i garancija da njegova sopstvena tvorevina čovjek neće nestati. I da ova konstatacija nije plod ženske mašte. Naprotiv, to je sama stvarnost u svojoj suštini, sam život. Život bi bez žene bio su, dosada i trud, poput kamena. Posao bi samo jedan jednoličan šeper u svijetu. Și poezia. Se pute amblem de evo ima prostor de poezie. Yes. Apoi trebuie să mulțumesc de simplul pentru această antologie. Mariane Stratulat, piorul important. Și mai am o prietenă aici, Marina Carcan, la care colaborez cu Lumina și la ziua. Și distinsul domnul Ioan Cacina, care mi-a pus un spot de la televiziune. Mă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să o cunosc acum dintre distinsa domnului Ioan și vă aduc salutări de la prietena noastră comună, reunită, cunoscută actriță Claudia Motea, care mă rog să vă mulțumesc că vă mulțumesc că vă mulțumesc. Totdeauna am fost încântată de prietenia oamenilor de cultură din Serbia. Așa să sumeră, sunt ljudi, sunt apropiată. Da. Am colaborat la radio, colaborat în scris, așa încât astăzi sunt o aleasă a bucuriei, pentru că ne-a ucisă pe rădă. Victor Hugo spunea că fiecare carte este un dar de iubire. Păi, pop în iubire. Considerați, vă rog, această antologie un dar de iubire pentru toți cei care sunteți aici sau pentru cei care ne vor citi. Și zone pe cine voi vă sunucită. Cred că e voie, da? Să ceară să vă ceară. Păi, da, așa să fie la sârță. Poemul prinț roșu edenic este, de fapt, titlul volumului de antologie poetică avut la Editura Academiei Române și pe care am lansat-o la Bârșeț în 26 octombrie 2022. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, roșu edenic. Citind și recitind facerea lumii, cuvintele în mine s-au răsucit pe față și pe dos, înroșindu-se de osteneală și purtam pe umeri crengile unui copac de un roșu edenic. Și citind, m-am mutat în cuvinte și ele s-au prefăcut în zburătoare cu pene roșii, îngenunchind în așteptare. Și te-am rugat, hai, vino și tu să-mi luptăm în miezul așteptării. E acolo un izvor miraculos, fără nume, de un roșu izbăvitor. Nu-ți fie teamă, arsura lui o purtăm brățară precum ne-a fost dat. O să vezi
vieți, mereu vom afla o mare să sur pe mare după moară. Teama că vei pleca rătăcind într-un cuvânt încă negrăit, chidit, în cercuri domolite de un roșu oboțesc, nu-ți fie. Mai dansăm, mai dansăm, mințindu-mă că mă iubești și dincolo de rănile cerești. Și se făcea că eram piatră și te fereai să pui talpa, să nu mă transform într-un munte de tăcere. Și se făcea că eram oglindă unei ape rebele, mereu păcătuind, renegându-și malurile în căutare de verde putezător. Și tu veneai dinspre stele râzând, vai, ce terestră, ce vie poți fi, o minune de femeie, ai pe tălpi pe cetea fostelor iubiri. Mă ispitești neîmplinită umbră vindecătoare. Čitajući iznova o stvaranju sveta, reči o meni se krive napred i nazad, pocrvenila od iscrpljenosti, nosim na ramenima grane jednog drveta, edensko crveno. Čitajući, predvaram se u reči prerušene uletače, sa grimiznim perjem, klečeći u iščekivanju, molim i hajde dođice, da pretočimo usred sna. Tamo postoji čudesni izvor bez imena, jako crvene boje, ne bojte se, nosimo crvenu narukvicu kako nam je dato. Vidjet ćete, uvijek ćemo naći jedno more okruženo obalom, strah da ćeš zalutati u glagolu. Još uvijek je neizrečeno blagim drugovima, lopovsko crvene boje, hajde da plešemo, hajde da se igramo, lažući me da me voliš i iza nebeskih rana. Pretvorit ću se u kamen, ti ćeš se plašiti da kročiš kako se ne bih pretvorila u planinu koja ćuti i kako se ne bih pretvorila u ogledalo u koje se ogledava buntovna voda, uvek grešući i poručujući svoje grehe u potrazi za smislom zelene. Dok si dolazila sa daletih zveza, smejući se Bože, koliko možeš biti prizemna zemlja, ti čudesna ženo, nosiš pečat bivših ljubavi pod nogama, iskušavaš me, neispunjena senko, iz crkvi. Hvala. Aurora Rotaru Planenin. Aurora Rotaru Planenin s-a născut la Coștei, locuiește la Novisa. A obținut titlul de master în științe economice la Facultatea de Economie din Belga. Scrie și publică lucrări de țară și străinătate. Este inclusă în manualul de lectură școlară pentru școala elementară. Este membră a Asociației Scriitorilor din Europa, Serbia și Muntenegru. Asociației Scriitorilor din România, Societății de Limba Română, Asociația Creatorilor Științivii din Europa, Guvernul Femeilor pentru promovarea potențialului profesional al femeilor din Serbia. Pentru creația sa a obținut numeroase premii, dintre care cel mai important este premiul Organizației Națiunilor Unite, Asociația pentru Voivodina 1980. Vorbește română, sârbă și franceză, este căsătorită, mamă a doi copii și cine puțin. Are un mare respect pentru femeia modernă și pentru locul ei în viața de zi cu zi, în special pentru locul ei în societate. Chiar și în zilele noastre există femei, din păcate, abuzate, șantajate, folosite, dar și femei care sunt respectate, adorate, iubite, fericite, împlinite. După cum menționează Aurora, femeia încă luptă cu un curaj și o putere extraordinară pentru dreptul de a fi ceea ce este.
O ființă umană care dă viață urmașilor, modelează sufletele bărbaților și luminează prin vieții, împodobindu-le cu dragoste, căldură, armonie, curaj, pace. Cu asemenea virtuți, o femeie devine propriul erou, devine curajoasă și, de ce să nu spunem, nemuritoare. Puterea unei femei este în farmecul ei, frumusețea ei este în fericirea și dragostea pe care o poartă inima, iar zâmbetul ei este unghit în viață. O femeie frumoasă face plăcere ochilor, o femeie bună face plăcere inima. Una este bijuterie, cealaltă este tocmai, a spus mama. Fertele mă magică Aurora Rotaru Panieli, dati, îi văd în biografie. Aurora Rotaru Panieli, rodinul mestru Puști, jidul nou sa. Titul mare spectrum signal, păstice najconștru subodierul de Aurelu, ca o iantii cu miradul promoșinației în mâine, vii și o iantii de slăderul de uključene je u školsku lektiru za osnovnu školu. Preveđene. Članice Društva književnika Vojvodine, Srbije i Crne Gore. Društva književnika Rumunije, Društva za rumunski jezik, Zajednica Rumunije Srbije, Savez Vojvodine i Stavljaca Vojvodine. Ženske vlade za promovisanje stručnog potencijala žena u Srbiji i drugo. Dobitnica je mnogo brojnih znanja, od kojih je najznačajnija nagrada Ujedinjenih nacija, Udruženje za Vojvodinu 1980. Govori rumunski, srpski, italijski jezik. Udatelje i majka dvoje dece i petoro unučeta. A i sada je žena poštovanje prema savremenoj ženi i njeno mesto u svakodnevnom životu. Posebno prema njeno mesto u društvu. Čak i danas sveće žena koja je izostavljena, ucenjena, napuštena, to je žena koja je poštovana, obožavana, voljena, srećna i ispunjena. Nažalost, kaže Aurora, žena se i danas bori sa izuzetnom hrabrošću i snagom da svoje pravo da bude ono što jeste. Ljudsko biće koje daje život svojim potomcima, oblikuje duše muškaraca i osvetljava stadije života, pušavajući ih ljubavu, toplinom, harmonijom, hrabrošću i šarmom. Sa takvim vrlinama, žena postaje sopstveni heroj, postaje hrabra i, zašto ne reći, besmrtna. Snaga žene je u njenom šarmu, njena lepota je u sreći i ljubavi koju nosi u srcu, a njen osmeh je vodič u životu. Lepa žena prije očima, dobra žena prije srcu, jedna je bižuterija, druga je blago, rekao je Napoleon. Ženu posmatrati kao blago koje zaslužuje da bude pažljivo očuvano. Bune zira, bune vam gazić. Svim biti deo se biti da je ono rata jednu trukaciju sam gledatelj da je tot care a venit în ziua de 8 martie să petrecem împreună. Eu voi fi foarte scurtă, voi citi o poezie, această poezie în limba română și în limba sârbă, care am dedicat-o mamei mele, ființei pe care cel mai mult o iubesc în lume și am iubit-o. Și poezia se intitulează Mama mea, mama. Mama mea trăiește singură, la casă sub pământul. Îndeletnicirea ei a fost întotdeauna așteptarea cu specific de răbdare insistentă. Ochii ei întotdeauna înlăprimați ascund o duioșie și nimeni nu a putut să-i descopere suferințele, durerea și dorințele. Buzele ei întotdeauna aveau o căldură de sărut indescifrabil și dragoste nemărginită. Iar mâinile ei se strecurau mereu pe obrajii mei, tot mai palizi. Mama mea viețuiește în fața casei vechi, așteptând cu răbdare să-i revenim
capătul pământului. Și în limba sârbă, Moia Naica Mati. Moja majka živi sama na kraju sveta. Njeno je zanimanje bilo uvek čekanje propraćeno specifičnim upornim strpljenjem. Njene oči uvek plačljive, kriju nežnost i niko nije mogao da otkrije njene patnje, bol i želje. Njene usne uvek su imale toplinu, neodgonetnog poljubca i bezgranične ljubavi. Njene ruke su se uvek uspevale da miluju moje sve leđe obraze. Moja majka provodi ceo svoj život pod kapijom stare kuće, čekajući strpljivo da joj ponovo dođem na kraj sveta. Urmează într-un moment muzical. De această dată îl prezentăm pe tânărul Lucașin Kovacevici, elev în clasa a 6-a, la școala de școală elementară, la Șeț, care este laureatul ediției de acest an al concursului republican pentru tinerii compozitori.